And we're on. Yeah. Au trecut câteva ore bune de la ultima, de la ultimul stream. Vorbim mai devreme despre Bethesda, despre Microsoft. Între timp, adică am vorbit despre două conferințe bune. Da. Și acum vorbim. Între timp a fost conferința EA și conferința Ubisoft. Conferința EA s-a terminat un pic cam târziu față de cum plănuisem noi, credeam că se termină da, fix. Da, practic am avut la și 20 de minute, cam așa. Plus 20 da. Și de minute plus. Și a trebuit să renunțăm la stream-ul dedicat EA, să așteptăm să termine și Ubisoft și acum am revenit cu discuții despre ambele. Le vom lua, evident, în ordine cronologică. Da, ți-ai notat tot ce am... Da. Totul, da, exact când a fost anunțat, minus bălările pe care am refuzat după cum, să le notez. După cum am zis la început, am avut două conferințe bune și două conferințe așa. Și care au fost mai două bune. Bethesda și Microsoft. Ah, ok. Ah, aia de... Da. Și două mai de 2 lei. Ok, hai să luăm cu începutul. Electronic Arts a anunțat în sfârșit noul Mass Effect, se numește Mass Effect Andromeda. Pare să fie bazat pe un nou set de personaje principale, deci practic se ia povestea de la zero. Ei spun Discover a New Galaxy, deci este foarte posibil să nu... Totul e nou. Să nu recunoaștem nimic da. Din bine, am fost sigla aia cu N7. Da, ce legătură avea, dacă e într-o altă galaxie, într-o altă, dacă fi și într-o altă perioadă de timp, ce treabă mai are N7 cu aia, nu știu, adică om vedea. Da. În altă ordine de idei, au zis că Mass Effect Andromeda Holiday 2016, deci... Momentan nu am văzut decât un CGI trailer, nimic cu adevărat tangibil. Am scos, la licitație să vedem cine dă mai mult, PlayStation sau Xbox, da. Au arătat o secvență tradiția... cu Mako, cu ce, cum se numea ăla, Mako? Da, Mako. Așa a fost o secvență. Deci bă, tradiția spune că Microsoft a trebuit să fie cei care primesc cu brațele deschise Mass Effect. Da, tradiția. Dar ultimele câteva, de fapt ultimii 2 ani au demonstrat că în momentul ăsta, dacă vrei să ai o exclusivitate pentru o platformă, mai bine o duci pe PlayStation. Bine te-am găsit și pe tine, Călin, teme. Îmi place mesajul. Da. Momentan e prea devreme să vorbim despre Mass Effect, pentru că deși de când, a fost doar de când un teaser. De da. Un an și ceva. A fost doar un teaser, hai, lasă-mă. Îl teasesc în continuare, n-au prezentat nimic concret. Avem Holiday 2016, probabil că... E3 viitor va fi decisiv pentru... Sau poate la unde, în decembrie, la un VGX ceva, să arate prima oară gameplay? Da, nu sunt așa sigur că o să... Asta adică Electronic Arts, în general, nu prea se bagă la chestii de-astea, dacă ai observat. Ce? Atunci undeva ce? Trei următori? TGA, chestii de genul ăsta. Ei sunt, își dau ora exactă singur, n-au nevoie de alții. Da. Misiunii. În schimb, am văzut ceva destul de mișto din punctul meu de vedere, numit Need for Speed sau Need for Speed rebootul seriei Need for Speed. Bă, știi ce? A fost mișto că poți să customizezi mașinile. A fost mișto atmosfera aia și grafica. N-a fost mișto o really live action sequences, da. Fuck that shit, actor real. Poveste. Așa. Și camera aia în timp ce driftuiai era haotică, nu mi-a da, deci era cinematic camera. Ei pe scenă au amintit câteva jocuri din seria Need for Speed numite Underground, customizarea din Underground, Most Wanted, povestea din Most Wanted, Carbon, atmosfera și, probabil, nu știu ce. Și Rivals, pentru că trebuie să fugi de poliție. În altă ordine de idei, uite, a venit Og, aka LR, aka Eduard, salut. Trebuie să ne spui care, noi stăm de părere că tu ai lucrat la Trackmania Turbo, da? Trebuie să ne spui că nu ne-am dat seama să știi unde era acel personal touch în toată chestia aia. Da, o să ajungem și la Ubisoft. Da, ajungi și la Ubisoft, asta la Electronic Arts, ajungi și la Ubisoft. Din câte am văzut din Need for Speed,
va avea Day Night Cycle, deși... Nu. Este de la apusul soarelui până la... Până în zori. Nu e... Nu e și zi? Nu cred. Și ce faci când vine ziua, te ascunzi în garaj? What the fuck? Dormi, frate! Trebuie să-mi bagi tu benzina, la cât costă benzina. Marele secret al jocului e că tu ești vampir. Și când vine soare, trebuie să te duci. E un joc de cuțe cu vampiri. Da. Dar strălucesc vampirii? Da, dar doar în soare. Ok. Așa, lumea este de două ori mai mare ca cea din Rivals. Ceea ce... Nu știu de atât de mare. L-am jucat și terminat și platinat, dar... L-am jucat și terminat și platinat și voi sunteți niște... Rivals nu mi s-a părut un joc foarte... Mare. Extins. Nu are un open world atât de imens. Era destul de mare cât să nu te plictisești până să-l platinezi, dar dacă... Dar după ce le dacă mai plictisi, sigur. Nu, dar dacă mai avea mai multe chestii... Pe lângă ceea ce deja inclus, te cam plictisei. Mașinile se personalizează foarte mișto, ai văzut că ai din te duci, toate, te duci în jurul ei și... Din toate bucățile, poți să schimbi orice, poți să schimbi culori, acum, poți să pui stickere, chestii care sunt... Vom vedea câte posibilități ai sau câte piese ai fiecare. Din câte am înțeles, vor fi 5 moduri de joc, dintre care unul care fuge de poliție, unul care... face drifturi, mamă, care deci când văd ăla cu, din nou, îmi apare în față cinematicul ăla cu... Da, cinematicul ăla foarte, foarte, foarte lame. Ce mizerie. În schimb, dacă ai observat, deși n-am avut un gamepad în mână să testăm asta, dar gameplay-ul pare foarte Need for Speed și nu au încercat să-l facă mai realist. Vorbeam noi în timpul prezentării că iarăși o să vedem de fiecare dată când ieșim noaptea afară, o să văd numai light trails din alea. Pe vremea când jucam Underground 1, numai aia vedeam pe afară, era, deci când mă uitam și mergeam și mult noaptea că așa pe stradă. Erai vampir. Și vedeam numai, nu puteam să mă mai uit ca lumea, pentru că vedeam numai urme dintre alea, așa, de în joc. Jucasem atât de mult la ăla, jucam mai ales drift, aveam un circuit cel mai complicat de drift și stăteam pe ăla și făceam punctaj cât mai bun. Pe vremea aia nu era leaderboard, nu era... Da. Și te-ai prins tu deja de cameră. Da, camera aia de drifturi e hit and miss, arată mișto. Dar poate poți să o schimbi. Arată mișto. Nu știu, poate nu e singura cameră din joc. Poate sper... O arătat-o pe aia că e mai cinematică, se schimbă. Poate sper că are buton de off. Sau să schimb camera, nu știu, să rămână camera fixă. Aia se mișca în funcție de situație. Da, și avem și data de lansare, 3 noiembrie. Probabil cei care au EA Access pe Xbox One vor putea juca cu vreo săptămână înainte sau ceva de genul. Ceva prologul, 3, 4 prologul și din campania single player și o oră de multiplayer. Da. Știi că acum câteva săptămâni au zis ceva de genul că vei avea nevoie de o conexiune la internet? Da. N-au zis nimic. N-au menționat nimic. Nici nu i-a întrebat nimic. Dar nici n-au zis nimic de multiplayer în general. Ca... Nu, au zis că o să poți să joci cu prieteni. Păi da, orice NFS poți să joci cu prieteni. Lasă mă cum ai și Games, cum au tot timpul să zică. Da. O să zic că în Europa am desconexiune de net mai bune. Oricum, Need for Speed a făcut o primă impresie ok. Eu n-aș spune că a fost mama, dar pe spate, da. Da, clar, nu. Oricum, e cam greu să te mai impresioneze ceva la o serie care rulează de 20 de ani. So. Și anyway. În continuare, probabil că primul joc e cel mai bun. Trecem mai departe, s-a vorbit puțin despre The Old Republic. Aoleo, deja intrăm în secțiunea în care mi-am pus o pernă frumos pe parte și am dormit liniștit. Băi, aia n-a fost chiar cea mai proastă noapte. Da, am intrat în secțiunea. Deci. Mie nu-mi vine să cred că ei încă insistă cu un joc de cu 3 ani. Bine că anul ăsta e anul Star Wars, că capă băț. Dar în continuare, just let it die already. Puneți echipa de la BioWare să facă altceva. N-am mai verificat, dar probabil că dar nu e echipa de la BioWare, e BioWare Mythic care se ocupă de... Probabil că au mulți jucători în momentul de față, de când de când e free to play, da. Expansionul ăsta pe care îl scot acum o să fie gratuit pentru subscriber. Knights of the Fallen Empire se numește. Ce tare, e o chestie. Mi-a plăcut trailerul ăla cu cei doi frăți care bla bine, bla bla. Toate CGI trailerele de la... Eu nu înțeleg totuși până la urmă de ce să bagă atâția bani în CGI trailerele astea. Asta servește drept intro-ul joc. More or less inutile, da, mă rog, hai, altceva. Au zis, nu, stai să trecem în revistă măcar. New story, BioWare style story, whatever, dynamic, free to subscribers și
din câte am înțeles așa, va avea un story mod consistent, adică vei avea ce să joci la el și dacă ai fost... Noi planete, noi locații... Dacă ești plătitor de abonament, probabil că merită din plin să continui să fii plătitor de abonament. Dacă nu, probabil că nu. Dacă nu te-ai convins până acum să plătești, probabil că e cazul să treci mai departe. Da, în schimb, unul din cele mai mișto chestii pe care le-am văzut la Ubisoft a fost Unravel. La Ubisoft, da. La EA, pardon. Da, a fost probabil highlight-ul acestor două conferințe. Bine, ăla sărac cu care prezenta... Bine, era la care... Era emoționat. Cred că oscila între emoții și... Și reflexe din alea de... Cam așa părea. Bine, a adus vulpița aia. Mi se pare că e o vulpiță de lână. Nu știu, Iarni. E un personaj care se numește Iarni. Te rog frumos. Lasă-mă să-mi iau... Uite, licoarea. Pentru cine vede, sub Zota au apărut două picioare. Picioare de Kratos. Kratos care stătea în spate. Ce faci cu mine? Hai aici. Hai mă. Uite el. Băiatule. Pentru cine nu știe, el e Kratos, cățelul meu. Cel mai cuvinte cățel. Câinele războiului. Da. Așa, Iarni din Unravel este un personaj realizat din ață. Și asta este și mecanica. Amândouă, mă sprijineam pe spate, când mă stăteam în spate, stăteam pe picioarele. Asta e și mecanica principală a jocului, practic. Și mai interesant e când se retrag înapoi. Bine, Zota, nu vreau să știu mai de multe detalii. Ce ziceai? Mă tot întrerupeți. Ața. Iarni. Așa, da. Joacă un rol important în game. Da, da, da. O atârni de diverse puncte și poți să o folosești la platforming and stuff like that. Grafica din jocul ăsta. E ok, foarte ok. Foarte mișto. Adică nu e realistă. Are, știi tu, mai discutam noi și la SimCity pe vremuri, are filtrul ăla de gen jucărie cu depth of field pe lângă, îmi place, da. Da. Nu mai știu că auzit data de lansare. Parcă n-au zis. Nu, n-au zis nimic. Jocul ăsta pare să fie făcut de o echipă independentă de suedezi. Ceva, da. Cine știe ce legături cu DICE? Auzi, pe eu și zic că sunt 14 persoane. Și publisherul va fi... EA. Va fi EA. Ok, mai departe, a fost anunțat deja la Microsoft Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. La conferința Electronic Arts a fost prezentat un nou mod de joc numit Graveyard Ops. Arată la fel ca în Plants vs. Zombies God of Warfare. Păi, ți-am zis și atunci, mă rog, așa mi s-a părut, parcă nivelul e o țară mai complex, parcă mai erau niște particule în plus și efecte pe acolo, adică un pic așa undeva, da, un 10-15% în plus. Tu l-ai jucat pe? Pe PS4. Gândește-te că sunt oameni care l-au mai jucat pe PC. Și am jucat și pe PC puțin, dar foarte puțin, nu știu, ori. Ideea e că jocul era pe PC jucat, da, la conferință. So... Nu, l-am avut și pe Game Time, l-am jucat și pe PC. Ai văzut că au, de data asta au confirmat că toate trei versiunile apar în același timp. Da, nu e exclusiv. Așa, toți primăvară, parcă nu. Din câte am înțeles, au acum și un mod solo, pentru că jocul inițial era multiplayer only. Nu știu ce înseamnă asta. Local co-op continuă din joc precedent. Și split screen. Split screen-ul, păi da, era deja. Poți să transferi personajele din primul joc, pentru că le deblocai cu pachetele de cărți în primul joc și trebuie să găsești fiecare bucată din fiecare personaj ca să-l deblochezi. E bine, acum, dacă l-ai deblocat deja, nu mai trebuie să-l deblochezi din nou, posibil să continuă. Dar dacă l-ai jucat pe PS4, trebuie să pe aceeași platformă, exact. Free content updates, asta e o chestie foarte interesantă. Probabil se face personaje sau DLC Mocha. Este necaracteristic pentru Electronic Arts să îți dea DLC pe Mocha, dar da, făcusem observații după ce s-a terminat asta cu Electronic Arts că nu vorbi nimic de microtransacții. Păi mă aștept, primul PVZ avea, mă aștept să aibă și ăsta. Va veni în primăvară, ca toate jocurile aparent, este primăvară, e nouă holiday season și... O să seamănă multă, stai, nu o să iasă. Deci nu tot ce vedem acum pentru primăvară o să iasă, de fapt, în primăvară unele se vor amăna. Sunt mai mult ca să... Și cam atât. Și cam atât e bine spus, pentru că după aia a venit
perioada aia în care de aici până aici. Ce? Deci de aici până aici. Da. Lasă-mă să citesc. NHL 16. Skip. PGA Tour Frostbite Rory McIlroy. În afară de faptul că e primul joc de sport pe Frostbite. Skip. NBA 16 căcat pe băț. Game Face HD, frate. Deci dacă îți pui aplicația și faci așa vâz vâz vâz, îți bagi fața în joc și după aia îți bagi și altceva în joc. Așa. O, și după aia a venit o tanti pe scenă, a fost momentul meu favorit. A venit o tanti cam bătrână așa pe scenă, că avea, cum să zic, o figură de aia de profesoară acră, așa. Și a zis, now it's time to talk about mobile. Moment în care am dat pe mute și ne-am dus să ne pișăm. Așa. Da, au prezentat la mobile, de fapt n-au prezentat, au zis că există un joc numit Star Wars Galaxy of Heroes. Da, care a primit un logo și niște personaje. Și da, jocul cu minioni care bine, chiar fie ia surus. Da, 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 skip. E city builder cu minion, super. Skip, skip, skip. FIFA. A venit după aia pe scenă Pele și am adormit toți, frate. Deci... Da, eu nu știu ce zis, deci tu că a dat din gură. FIFA, Messi, FIFA, cel mai slab moment. Și el, dacă e pasionat, adică el, Cosmin. Deci Cosmin, pasionul FIFA și... Nu a fost cel mai slab moment al... Mă joc FIFA, dar deja m-am plăcut. Al serii, aș putea spune, nu doar al conferinței ei. Pentru că a venit pe alea, a vorbit un sfert de oră cu unul de la EA. Nu înțeleg ce relevanță are asta pentru jocul. Bine, e cel mai mare fotbalist al tuturor timpurilor, passing the torch, căcat pe românești. În schimb, cei care joacă FIFA 15 vor primi new content deja în joc, când pornesc jocul. Ah, chiar nu mai anunțat nimic de FIFA Ultimate Team sau ceva. De tu jucători exclusiv pentru Xbox? Nu, n-au zis nimic. So, probabil că nu mai există. No. Și noi chestii de gameplay, tu cred că te pice mai. Da, m-am uitat foarte atent. Nu. Era chestia aia cu cerculețul și cu săgeata. Da, training mode. Parcă jucau, în timp ce jucai, ți arăta direcția în care urmează să șutezi sau să pasezi, sau nici nu știu dacă chestia asta se poate face și acum. Câteodată îi de ajutor, mai ales când trebuie să pasezi sau să șutezi. Da, frate, ca să fii bun. Ha. Nu, ca să reușești pe viață, trebuie să citește ultimul comentariu. Ajungem și la Alex Velea. Așa, și pe urmă a venit partea interesantă. Mirror's Edge Catalyst a primit un re-reveal, practic. Practic este o poveste existențială pentru o fată săracă, dar bună la suflet. S-a arătat gameplay. S-a confirmat din nou că este un prequel pentru jocul original. Este de fapt o reimaginare completă a jocului original. Nu, este origin story-ul. Eu așa am zis, citit origin story? Specifically said. Origin story. Și că e open world, dar acum... E open world, adică au zis no loading screens, no levels, no nothing. Ai totul deschis. Nu știu ce înseamnă asta în termen de design. E Frostbite engine. Frostbite, corect. Și apare pe 23 februarie 2016. Deci avem o dată și de lansare. Și ce nu mi-a plăcut este că i-au schimbat fața lui Fate și apare mult mai generic, așa, nu știu. E mai tânără, probabil. Da. Nu știu. Salutare bătrânilor. Fără pe pompi, salut. Nici tu n-ai somn? Gameplay-ul arăta exact ca jocul original de pe Xbox 360, PSP și PC. Da, un pic mai bine grafica. Nu, mă refer că nu s-a schimbat atât de mult încât să-ți dai seama dacă vezi fugitiv pe un ecran. Fazele când face rapel pe frânghie. Da. Poți să jur că e jocul de acum 5 ani sau cât a trecut, 2009, parcă? 2009? Bine, noi ne uitam așa 6. Și prin cum să zic, printre ploapele aburite de băutură. Și pele. Și somn. Și pele. Așa. Vorul... E bine că am lansat o lansare. E frumos, dar cu Mirror's Edge mă așteptam la niște gameplay pe bune, nu montaj de gameplay. Pentru că aș vrea să văd și eu cum funcționează open world-ul ăsta, cum sunt misiunile, cum evoluezi, cum are RPG mechanics, nu are, ce fac în jocul ăsta. Mai multe întrebări. Mai ales pentru că suntem la februarie, două luni. Da, distanță. Nu, două luni în anul viitor și mai avem 6-8 luni distanță. Deci undeva până în toamna
Ar trebui să până sezonul de sărbători ar trebui să fie gata jocul și după aceea să bagi la asta. Dai seama, alea 6 ore de gameplay în tot jocul, poate să le facă. Așa, ce rău ești. Ok, și pe urmă a venit Madden, trecem peste. Madden, cum să treci peste un joc atât de frumos și minunat? Problema e că nu am înțeles nimic. Deci erau, au venit de pe la Espier și vorbeau cu cartonașe, cu de-alea și noi în momentul ăla i-am zis lui Zota, bă, aduci-te o bere. Și mie mi s-a părut că să jucau ceva de Excel sau ceva, că uite, îl iau pe ăla și ăsta de stats de-alea și pe urmă îl iau pe ăla și facem 3 de ea și bine, boss. Cum zici tu, nu te contrazic. Da, și au încheiat cu The Grand Finale, care este, evident, Battlefront. Care a arătat chiar bine. Da, a arătat bine în condițiile în care a fost o demonstrație ultra-mega coreografiată, să zic așa. Bineînțeles, da, la fel de bine pot să spui că și la Doom a fost totul pre-înregistrat. Corect. Dar mi s-a părut că... A arătat ceea ce ar trebui să însemne un joc next-gen graphic-wise și a păstrat foarte mult în atmosfera aia clasică de film, țin minte că tot veneau aia pe deasupra. Da, da, nu și sunetele sunt foarte mișto. Și au tot schimbat de la un jucător la altul, da, trecea din diverse perspective. Trecea de la rebel la imperiu, pe urmă de la infanterie, da, practic, la AT-AT. Știi ce nu mi-a plăcut? Că n-au pus prea mult accent pe ideea de eroi cu puteri speciale, pentru că practic când a apărut Vader, they cut to Skywalker and they cut to the title. Aș fi vrut să văd cum se joacă cu aia. Da, să zicem, nu știu. De la Geeks. Nici la Battlefront a fost live. Mă gândesc că nu e atât de diferit față de Battlefront-urile vechi, în care cel mai bun din echipă primea puteri de Jedi sau chestii de genul ăsta. Știi? Adică devenea personajul Jedi. Cred. Sper să fie DX12 sau Vulcan, dacă tot apare la anul, pe PC cel puțin. Ce nu mi-a plăcut la Battlefront este că arată ca un skin de Battlefield. Bine, asta era previzibil de la început. De la modul în care țin armele în mână, la modul în care fug personajele, nu știu... Inclusiv chestiile alea de experiență, când faci kill-uri sau când distrugi un vehicul sau când faci un strike cu AT-AT-ul. Deci era fix Battlefield, măcar puteau să le cosmetizeze puțin, puteau să le facă mai Star Wars, zici, puteau să nu le pună fix în același loc pe ecran. Să le mai iau un an în plus? Ce? Să le mai iau un an în plus? Să fac o altă interfață, come on! Băi, dacă funcționează... Da, ideea e că... Acum arăta bine, deci pe PS4, că au zis că registrarea a fost de pe real-time footage de pe PS4, dacă așa tot pe PS4, înseamnă că pe PS4 s-a mai bine. Da, nu uita că pe PS4 ai un, cum să zic, un ingredient minune. O să ai super 900p. O să ai 903. Da. Nu știu ce să zic mai mult despre Battlefront, în afară de faptul că sunt curios să văd exact în ce constau cele 4 planete sau cât vor fi incluse. Da, mai multe toate, de-astea de... Păi toate jocurile pe Frostbite de-astea shootere până acum au fost 900p cu 60 pe PS4 și 720 cu 60 pe Xbox. Da, și probabil... Jedi o să schimbe un pic acțiunea. Da, era interesant de văzut exact chestia, pentru că ăla practic e un element definitoriu pentru față de Battlefield. Da, dar Electronic Arts au zis că se întorc și la Gamescom sau... Da. Bine, se întorc cu spatele. Hai să trecem la a doua victimă a serii. Da, și anume, e Ubisoft, care a început foarte bine. Bestial, frate, deci când am văzut ăla cu South Park am zis yes, jocul deci... ăsta. Deja căutam portofelul să arunc bani către ecran, așa. Deci se numește South Park and the Fractured Butthole. Butthole. Fractured Butthole. Nu butthole. Butthole. What? Au zis când se lansează? Nu. Nu, n-au zis. Este un anunț probabil cam timpuriu. Cum zicea și Vlad, nu au încă un program de lansare. Dar arată exact ca jocul precedent, dar arată exact ca vrea serialul. Să arate altfel. Da, așa trebuie deci... să și arate, n-ai ce să... E arată perfect. Deci, din punctul ăsta de vedere,
suntem ok, dacă jocul a ieșit ok, e posibil să iasă și ăsta. Ce mă îngrijorează este că au schimbat studioul, nu mai este făcut de Obsidian, este făcut acum de Ubisoft San Francisco. Da, ții minte cum era, mama, să nu strice Obsidian jocul ăsta. Da, tocmai de asta zic, că acum... Știi care e faza? Ne cam e frică. Cred că Obsidian a făcut mecanicile de bază care sunt împrumutate și acum și ce ține de contentul în sine e făcut de nebun ăștia doi. Și de echipa din spatele lor, că ei cred că fac. Da, da, engine-ul să știi că era Obsidian, era engine-ul Obsidian. Și cred că, crezi că nu au cumpărat tot Ubisoft când a fost cazul să cumpere? Maybe, eu cred că ăsta e pur maybe. Și simplu un soi de... Reskin? Nu reskin, că nici măcar nu e alt skin, e același skin. Pur și simplu extra content, extra content. Ai văzut că ziceau că, mă rog, au învățat să facă jocuri după ce au terminat zi. Da, da, da. The Stick of Truth. Așa, oricum, ideea cu... Și că le place. Cu ăsta, cu The Fractured Battle, continui cu personajul pe care ți l-ai făcut, adică The New Kid din The Stick of Truth, dar nu se mai joacă de-a Lord of the Rings, se joacă de-a supereroi. Kune and Friends. Da, dacă exact. Nu, deci dacă nu și, apare și Cthulhu, și degeaba. Și Captain Chaos. Care da. E Professor Chaos. Professor Chaos, pardon, care e Butters și este personaj negativ da, 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 da. În jocul ăsta. Ce am văzut din el arată exact ca un episod din serial, deci din punctul ăsta de vedere continuă spre bine. Să sperăm că și jocul va păstra, pentru că mie mi-a plăcut foarte mult combat sistemul ăla de JRPG. Da, a fost foarte ok. Mi-a plăcut. Pentru că erau și doar 2 maxim în echipa ta, puteai să-i gestionezi da, ușor. Sunt foarte curios cum ce vor face cu superpower-ul de la fiecare personaj în parte, știi, în asta. Profesor Chaos apărea inclusiv în... Apărea, era în echipa ta, cum ar fi. Exact, în Stick of Truth. Când jucai cu Butters și Butters nu avea practic o putere medievală, știi? Deci acum probabil că toți vor primi puteri din astea și nu vor mai fi elfi. Bine, acum clar o să vrei să joci cu Kun, clar. Most famous superhero of them all. Nu știu. De fapt, habar n-am. Probabil. Kun and Friends. Asta a fost South Park The Fractured Butthole. Și una dintre puținele chestii chiar mișto de la conferința Ubisoft. Da. Profesor Chaos e Butters, spoiler. că e posibil să fi fost o eroare că nu există echipă de producție în San Francisco. E posibil să fie o echipă nouă. Until now. Continuăm. Noul IP Ubisoft care... A fost marea surpriză pe care Yves Guillemot n-a putut să aștepte să o arate la sfârșit, a zis că vrea să o împingă din prima. For Honor, un nou joc, cred. Un nou gen? E joc? Da, vrăjeală. E joc? Da, e joc. E joc. Ok, este cu vikingi, cu samurai, și cu cavaleri. Da. Multiplayer. Cel puțin așa arătau că e multiplayer. Sper să aibă și single player, că dacă e doar multiplayer poți să-i pui cu orice de acum. Maybe. 4 vs 4, mobi, creepy, whatever, da. AI, seamănă cu un Titanfall. Să nu spui că nu știu cu de la Tecmo cu AI. Din Dynasty Warriors, da. Mă, seamănă, da, este exact și Medieval Warfare, dar văzut la Persona 3-a, cam așa mi s-a părut și mie. Cu un gameplay care mi-a amintit de Rise puțin. Cu nițel Rise, un pic parcă o doză așa de Assassin's Creed la grafică. Păi cred că e același engine. Deși parcă mai de bună. Monreal, so. Deși parcă mai bună, dar, nu știu, m-a lăsat atât de bland deci... jocul ăsta. De fiecare dată când există un reveal de ăsta, un... care se face pe un joc gen multiplayer, e... Unde-i sufletul în jocul ăsta? Unde-i ce motivația? Ce da, tine, exact. Păi stai un pic dacă ți-ar ce faci? Numai asta faci cu Coicarena, care-i sufletul jocului? Lasă-mă cu Coicarena. Arăta 3 locații. Păi ce? Coicarena, că ești tu biased către el. Păi okay, nu, da. Ideea este că... Mă iei mai întâi și prezinți... da. From the mouth of babes, așa.
prezintă mai întâi jocul, background-ul jocului lui el. Da, ci uite, am vrut așa. Să facem asta. O poveste, așa. A apărut tătăiță ăla în baston și ne-a zis, he, ce joc bestial am făcut să mă armam. Măcar din Ghost Recon-ul ăla mai înțelegeai ceva. Asta erau... ajungem și acolo. Ala știu și acolo, nu, dar ca idee, că și aia e o prezentare unui joc nou. Da? Dar înțelegeai o treabă. Da, ei zic că au un sistem de luptă numit ART. Care Art te face te fac, nu, Art of Battle. Sau. Art of Battle, pardon. Așa, care te face să simți fiecare lovitură și s-o simți. Da, da, trebuie da. Să ai move-ul poziționat bine în spate când te joci pe PlayStation. Nu mi s-a părut atât de mă, ideea e că wow. În afară de partea grafică nu m-a atras cu nimic jocul ăsta și e trist. Da. Adică aș vrea și eu să văd. Nu înțeleg ce vrea să fie. Da, aș vrea să văd. De fapt, e doar așa un soi de what if scenariu în care bă, să punem să se bată vikingii cu samurai și vedem ce este. Ca aia, tata mea îl bate pe tatăl tău, cam Jean-Claude așa. Jean-Claude îl bate pe Van Damme. Da, exact. Jean-Claude Bruce Lee. Jean-Claude. Ok, asta o dată. Apoi, ce mi s-a părut ciudat, mi s-a părut că au arătat niște footage din jocul incomplet, pentru că loviturile alea de sabie trebuiau să lase niște teren mult mai mari, în condițiile în care au decapitări, mă gândesc că puteau să aibă și tăieturi de mâini tăiete, picioare tăiete, mâscă și chestii de genul ăsta. Adică, probabil că jocul nu e atât de avansat în dezvoltare, dar au avut un concept care le-a plăcut atât de mult încât s-au gândit să-l prezinte pe scenă. E posibil și Rise, mai țin minte când a fost dezvăluit, Rise la conferința Microsoft acum X ani. Era un joc pentru Kinect care nu avea nicio treabă cu Rise-ul pe care l-am primit acum 2 ani aproape. Anyway, trecem de la Corană. Vedea, să dăm detalii despre el, nu vedea ce fi. Să vedem ce iese din Corană. The Crew va primi expansion numit Wild Run. Al căcat de joc. Motociclete. Mai bine l-ar arunca la cel mai bun expansion ar fi la WC-ul. Viper de Forza Horizon. Un capa-capate. 17 noiembrie. Ok, skip. Trials Fusion. Awesome level max. Băi, deci ăla, mi-l imaginam pe Kim Jong-un, că l-are pe unicorn, să moară pe iubire. Deci când am văzut unicornul ăla, am zis, frate, ăsta e cu dedicație pentru Corea de Nord. Era cu pisica. Vrea bani înapoi de la era cu pisica pe unicorn, păi, nu? În primul rând trebuia să asculti de toată lumea care ți-a zis să nu cumperi de Crew, dar asta e altă poveste. Pisica pe unicorn. Îmi imaginez ceva foarte sărit. Merge într-un nivel plin de flăcări și cu multe curcubee. Bine, Trials, încep să îmi imaginez cum ar putea să arate nivelurile alea și chiar îmi dau seama. Că poate chiar ar funcționa treaba aia cu calul, cu... Așa. Cu pisica pe cal, să faci Trials, să faci backflip cu cal. Cred că ar funcționa, pentru că unele niveluri, mai ales în fazele avansate din Fusion, ăsta e Fusion, nu? Erau demne de pisica pe unicorn, frate. Trebuie să iei ceva. Da. 14 iulie se lansează cu 30 de niveluri. Bine, boss. Who gives a fuck? The Division. Oh, da. A primit un clip de gameplay extins. Bine, e clar că jocul nu mai arată atât de bine precum arăta inițial. Dar arată ok. Inițial nu arăta, inițial era ceva așa. Era asta te-a învățat la Activision, nu? Da. Nu, no, deci prima dată când a fost prezentat The Division era un demo de engine mai mult, pentru că nu exista nimic în spatele prezentării, nu existau sisteme, nu exista... Nu știu, misiuni, nu exista o structură. The Division, deci, The Division este... Nimic, hai frate, The Division este Destiny cu ceva poveste într-un oraș. Principiul de joc e același. Numai că ce au arătat ei acum este că tu poți să te bagi într-o echipă, să faci șmecherii împreună cu aia, să deturnezi marfa de la alții, să bla bla bla, da, și când vine vorba de sfârșit... Nu s-a dus într-o misiune, asta era puțin lor random loot. Nu, da, toată șmecherea că la sfârșit unul dintre ei a trădat și a omorât pe el și a luat tot și a plecat acasă. Scumbag Pit. Da. Așa vreau un fel de
Nu zic, că îl cunoaștem cu toți. Beta. Beta care vine mai tip pe Xbox One. Au zis să se decembrie pe Xbox One, asta au zis la Microsoft. Anul viitor vine pe toate platformele. Au zis la GF și se lansează pe 8 martie. O să vină pe toate. Cât? Pe 8 martie. De 8 martie, de ziua femeii, o trimitem în divizie. Băi, eu vreau să văd mai multe. Apropo, 8 martie, în caz că nu v-ați prins, este tot Spring 2016. Da. Călin zice că e downgrade. Da, și eu sunt de părere, de aceeași părere. Nu mi se pare. Bine, nu poți este... zici că e downgrade față de ceva ce nu exista. Ce nu exista, exact. Bine, nu e la fel de, cum se cheamă, nu e la fel de evident precum era la Watch Dogs. În continuare arată decent, arată Snow... bine. Snowflake? Snowdrop. Snowdrop. Așa. Dar față de ce au arătat ei prima oară când te mișcai pe lângă mașină și închidea ușa și așa. Da, dar chestia nu exista, nu era joc, so... Anyway. Și nu mai apare, ziceai tu, tu ai zis că nu mai apare chestia aia cu harta. Nu așa mă zic, harta aia 3D nu mai era un joc. Erau chestii mișto, erau funcții mișto. Da. Gimmicks. Ok, anul 2205. Un nou city builder care te lasă să construiești atât pe pământ cât și pe lună. Which is new, I guess. Arăta foarte mișto din ce am văzut, atât de CGI trailerul ăla inițial, cât și jocul efectiv arată destul de mișto. N-am mai jucat de mult un City Builder, n-am mai jucat de și mai mult. Că e foarte bună la Cities, nu știu cum, care a apărut Cities de curând. Cities Skylines. Nu știu, ăla Skylines. Care a apărut de da, curând. E ăla cu moduri pe care poți să plătești, stuff like that. Mi se pare că are workshop support. Anno va primi un beta curând și se lansează pe 3 noiembrie. So, PC ești nebun cu de-astea? Uite, ăsta e joc de PC, băgați tare. Da, da. Făcut de Blue Byte, care sunt anul de 10 de ani. Vorbim despre Just Dance. Zota deja și l-a precomandat. Da, 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 pe deci, Wii U. Just Dance 2016 cu Alex Velea de... Vai, stai, că e cu Alex Velea. Vai, da, deci aia a fost momentul în care mi-am dat seama că Ubisoft în continuare nu înțelege nimic din conferințele astea. Cu toate eforturile pe care le-au făcut, când l-au... Băi, frate, voi v-ați stâmpit, mă, nu v-ați prins ca acum, mă știu, 2 ani sau când căcat mi l-ați adus pe alt țigan? Nu, ăla cred că a fost anul trecut, Florida sau nici nu mai știu. Băi, frate, cât de penibil și cât de proști ne credeți. Bine că nu au mai fost aia care danseze pe lângă, doar a falsat ăla pe acolo. Ba nu, au fost unii care au dansat pe lângă. Dansa, bă, și el încerca să-mi bag. Da, era. Singura chestie pe care chiar am anunțat-o cu referire la Just Dance, pe lângă faptul că există, este faptul că vor lansa un abonament și vei putea astfel să-ți cumperi abonamentul și să ai acces la mult mai multe melodii de dansat. Clar, clar. Dance on demand. Cam ce face Activision cu Guitar Hero. Numai că mult mai puțin interesant. Nobody cares. Rainbow Six Siege. Alt joc care mă lasă cold. De ce? Deci, au venit cu un trailer CGI în care o aveau pe Angela Bassett. După aia au chemat-o pe Angela Bassett care a vorbit cu tanti în alta. Da, știi care niște nimicuri. Deci a venit tipul ăsta Bassett, a vorbit acolo că domne, Rainbow Six, ajutați-ne, sunteți cei mai șmecheri, hai să omorăm. Asta era trailer. Da. Și pe urmă vine cu multiplayer. Păi are poveste? Nu are poveste, n-am înțeles. I-au zis că are single player. Unde e single player-ul? După aia au zis că o să aibă căcatul ăla, Terror Hunt. Care Terror Hunt. Se pare că e un mod recurent. E un soi de versus AI mod. Am înțeles că poți joci single sau team versus AI. Sunt 4 moduri de Terror Hunt și una din ele se numește Classic, deci cine a mai jucat multiplayer de Rainbow Six probabil că știe despre ce e vorba, eu nu știu. Beta 24 septembrie pe toate platformele cu PvP și Terror Hunt inclus. Întrebare întrebătoare. Jocul ăsta va avea o campanie single player asta, sau suntem cumpărare? Clar. Pentru că ei în comunicatul de presă inițial au spus că să stăm liniștiți că o să aibă și campanie single player și o să fie pachetul complet pentru fanii Rainbow 6. Cred că e pachetul complet pentru fanii CS1 6 mai decât la da. Ok. Rainbow Six Siege.
Alpha 1 mi-a plăcut. Poate și să nu uităm că versiunea de Xbox One vine la pachet cu Vegas 1 și 2. Da, da, vă bine spus. Trackmania Turbo. Ăsta e jocul la care sigur a lucrat Elur. Știi care e faza cu Trackmania? E o serie atât de veche care nu evoluează foarte mult în timp, dar întotdeauna reușește să fie fresh cu noi. Cât erau trailerul să jucam oșul ăla, da. Când noi vorbeam cum ne jucam pe vremuri Trackmania Nations, că era gratis și era în toate sălile de net, cafeuri și așa mai departe. Eu jucam acasă, da? Tu poți și nu, net cafe. Știu că a fost și pe CD-urile de la reviste și a fost gratis. Era versiunea aia era versiunea aia care reprezentai țara și se făceau leaderboard-uri și aici am văzut că mașinile scolorate în drapeluri. Da, bine, din câte am înțeles, Trackmania Turbo ăsta face parte din Trackmania Stadium. Știi că e Trackmania Canyon, Trackmania Stadium și Trackmania whatever, fiecare câte 20 de euro. Cineva să mă lămurească cât costă jocurile astea? 20 de euro bucata. E prea mult. Pentru a fugit și făcut record după. Am văzut că ăsta are și generatorul. Da, ăla, track generatorul ăla e foarte mișto, pentru că practic ai nivelul infinit, da. Îți face el tot ce ai nevoie și aia este. Ultimele două subiecte de pe listă sunt Assassin's Creed Syndicate, care a avut parte de un trailer atât de impresionant. Eu vreau să văd cel mai mult. Deci a fost iar un CGI. Vlad, ajută-mă să înțeleg, te rog. N-ai ce să înțelegi. Ba, da, eu sunt fan Assassin's Creed. Nu contează. Ba, da, și contează. Eu sunt fan Metallica, dar nu-mi plac toate albumele Metallica. Ba, aici eu mănânc orice Assassin's Creed. Deci da. Deci tu ești publicul ăla care bagă bani în codul lui Ubisoft. Lasă degeaba. Băi, știi care e faza? De ce... După ce te-au făcut un crud atâta de ce timp... De ce ai făcut reveal-ul numai cu gameplay și acum îmi prezinți un trailer CGI care deja după ce ai văzut gameplay-ul știi că nu are absolut ceva valoare. Da, cred că am văzut și eu pe un pic că au scos ceva gameplay, dar noi am început live stream-ul să mă uiți. Bun, dacă au scos... Da, n-a fost o conferință, vreau trebuia să fie în conferință, nu exact, să-mi prezinți da. Încă o mizerie de CGI care să-mi cimenteze și mai mult impresia inițială că va fi un joc de căcat. Adică, hai, poate sunt și eu mult prea drastic la momentul dar ăsta. Dar nu va fi da, mult nu peste Unity. Eu nu vreau un Assassin's Creed. Eu nu vreau un Assassin's Creed să-mi fac găști cu care să mă bat cu alte găști. Vreau să primesc misiuni secrete, să mă fofilez, să asasinez din umbră, să stau după un zid și să ascult conversațiile altora, să fiu asasinul din umbră, nu să fiu lider de cocalar pe stradă. Da. Da, asta și faptul că în afară de acest 4 de la Brotherhood n-au mai avut un joc bun. Ideea e felul următor. Am ajuns, deși eram ferm împotriva conceptului ăsta, am ajuns să apreciez foarte mult ce a oferit Rogue, pentru că Rogue cu tot cu borcuțele lor și cu... Da, a fost un joc mult mai interesant decât... Bine, n-a fost cel extraordinar, dar mult mai bun decât ce a reprezentat seria Assassin's Creed în ultima vreme. Așa și ultima... Ultima șmecherie... voiam doar să mai zic de Syndicate că am fost foarte dezamăgit că nu au venit decât cu un trailer CGI care nu arată deloc ca jocul, pentru că am văzut jocul. Și nu spune oricum nimic în plus. S-a confirmat că ești Batman cu Hook-ul, am mai văzut da, asta. Da, știam că... fuck you. Ok, și în ultima instanță... Și au murit doi cai. Au murit doi cai? Da, bă, au murit doi cai. Bastards! Ghost Recon Wildlands. Băi, care a fost faza? Au început să prezinte Zota era, ce joc o fiu ăsta, bla bla bla, Far Cry, nu știu ce am căcat. Ăsta îl vede, ăsta îl vede două minute și zice, ăsta este Ghost Recon. Da, Ghost Recon, că uite-i cu ăla, cu două ordine. Și în momentul în care a trimis drona în aer, am zis, da, clar, e Ghost Recon. Urmarea lui Future Soldier. Da, asta e un lucru rău, că poți să-ți dai seama de ce joc. Jocul arată bine dacă ăsta chiar e jocul și nu urmează inevitabilul downgrade. Îngrijorat un pic treaba aia cu open world. Mai ales că au arătat și continentele și dacă e open world pe continente, înseamnă că pot să merg unde vreau pe un blog, nu?
Nu știu, ei au arătat la sfârșit... S-a niște locații. A arătat la sfârșit, da, mai multe locații, dar nu e clar dacă vei avea doar Africa de Sud, cum practic mare parte tot ce am văzut din gameplay-ul ăla era în America de Sud, pardon. Tot, Africa de Sud. Africa, America, Asia, tot. Tot cu negri. Tot pe pământ e. Deci în America de Sud, unde aparent misiunea echipei de ghost fantomi este să distrugă o organizație de traficanți de droguri din interior. Apropo de, ia uzi, mă, că Bolivia în America de Sud. Bolivia. Ții minte că Future Soldier a fost unul dintre pionierii downgrade-ului grafic. Ubisoftian, bineînțeles. Ubisoft Paris se ocupă da, de... Da, da, păi ăștia l-au făcut și pe... Chiar Bucureștiul mai contribuie, că știu că la Future Soldier... Da, la Future Soldier au făcut două misiuni complete. Bine, le-au executat, nu le-au designuit obligatoriu. Bine, dar... el Renard, o să știe că el a lucrat la Trackmania. și la Fallout. Da, overall, ăsta probabil e cel mai promițător dintre toate, în afară de South Park, din conferința Ubisoft. Aș cel mai atractiv. Singurul pe care sunt absolut sigur că voi da bani și mă voi juca la el va fi South Park. Da, clar. Inclusiv ăsta, Ghost Recon continuă ideea din Future Soldier cu co-op în 4 persoane, cu kill-uri sincronizate și tot felul de nebunii de-astea. Noi băgai... Că tu zici că n-ai jucat, trimitei drona să exploreze zona, marcai cu drona ordinea în care vrei ucise țintele și pe aia dădeai ordinul și toată lumea omora în același timp. Mm-hmm. Ghost Recon Wild Night. Da. Da. Păi deja trebuie să țină ceva în viață, dacă restul de aici în sus am trebuie să miște și ceva. Cât da. E ceasul? Mamă, e 3 și 10? 10 mai avem 50 de minute până la Sony. Păi cred că cam asta a da. Fost. Overall, și ei și Ubisoft au căzut în plasa în care cad în fiecare an. Bagă la înaintare la niște evenimente atât de importante, niște chestii precum Just Dance, precum jocuri de mobile, se pune prea mult accent pe niște celebrități care nu au ce să caute pe scenă la E3, cum a fost Pele. Sau tot respectul pentru el și pentru cariera lui, dar nu da. Ai de ce să stai să vorbești 15 minute despre fotbal la o conferință de jocuri video, mai ales în condițiile în care FIFA a primit apoi doar un trailer în care s-au prezentat niște chestii așa, uite de la, da, avem femei, pa! Cu fază de la. El e Pele, dar noi l-am folosit pe Messi. Așa e. Da. Asta a fost. Ne vedem mâine. Nu mâine. Deja e azi. Păi la conferință. Astăzi seară. În nu. Seara asta, Activision, da. Că dacă nu s-a vătat mâine, bun, și deci, astăzi seară mai stăm să vedem conferința de la Sony și apoi ne ducem la culcare. Mm-hmm. Astăzi dimineață. Iar... mâine... Nu-i mâine, e azi deja. Diseară. Așa, diseară la... La... Ar trebui tot în jur de ora 6 să ne întâlnim, să discutăm de... Cam așa. De ce se întâmplă la Sony și apoi vor urma Nintendo și Square Enix, pe care probabil le vom face pe amândouă după aia, pentru că vor fi unul după altul. Da, da, vor fi cum am făcut și cu ediția asta cu ei și Ubisoft. Mulțumim pentru atenție din nou. Arhiva va fi urcată pe YouTube imediat ce este disponibilă. Pentru cei care nu au prins de la început și ne auzim în 12, 13, 14 ore, ceva de genul. Nu știm noi de asta. Ok. Da. Noapte bună. A fost frumos. Enjoy Sony Conference și ne auzim mâine. Bye. Pa. Pa, pa. The Last Guardian. Ar fi mișto. No Man's Sky. Da, ăla e cunoscut.